Să rămâi de vreo geață. Să rămâi de În primul rând vreau să mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitația noastră. Este un deja devine tradiție. Am început acest lucru, care eu zic că un lucru foarte bun de a premia vechimea veșnicie. Deci, în vederea celor 50 de ani, am început-o din 2004. Am început cu o sumă simbolică de 6 de lei. Acum suma este de 1000 de lei, deci 10 milioane de lei. Așa că trebuie să vă puteți permite să mergeți sărbătoriți sau să faceți ce doriți dumneavoastră cu banii respectivi. Pentru mine este o onoare să fiu în fața dumneavoastră și să vă doresc din tot sufletul meu multă sărbătoare, fericire, să vă bucurați de copii, de nepoți și să vă felicit pentru faptul că ați rezistat 50 de ani împreună. Nu e așa ușor? Pentru că caracterele sunt diferite și trebuie foarte multă răbdare și de parte și din partea cealaltă pentru a rezista. Vă felicit din inimă și îmi doresc foarte mult ca cei tineri să vă urmeze și să ia exemplul dumneavoastră. Tot astăzi vreau să spun că sunt bucuros că asistăm într-o sală care am finalizat anul trecut și care arată impecabil și pentru care poate mulți dintre dumneavoastră n-ați mai fost aici de anul trecut. Săptămâna viitoare vă mai inaugura în o sală la fel de frumoasă, un pic mai mare, la liceul de artă. Și vă mai inaugura, tot în iunie, vă mai inaugura sala de sport, care va fi extraordinar de frumoasă. Am spus doar câteva de investiții pe care le vom finaliza în această primăvară. Având în vedere că veniți sărbători de Pascale, dați-mi voie să vă doresc un Paște fericit, să fiți fericiți, sărbători, liniștiți și să dea Dumnezeu să te vedem cu bine cât mai mulți ani. Mulțumim la fel. Acum, după vizionarea noastră, o să anunț numele familiei. Din partea primăriei aveți o diplomă, 10 milioane de lei, o floare pentru doamne. Să nu vă sculați, că bine, bine fetele să vă le aducă la locul dumneavoastră. Și ați anunțat că se întâmplă fotografie. Vă face fotografii, iar începând de bine, luați fotografii gratuite. Deci familia Zernic, Gheorghe și Petia. Să ridicați cu mâna pe sus. Hai, doamna. Mulțumim. Familia Matei, Toma și Carmen Merici. Aici. Acolo, după aceea. Poate, după aceea. Da. Crețu, Vasile și Elena. Marinescu Ion și Violeta. Enescu Constantin și Viorica. Fredus Nicolae și Maria. Zachia, Gheorghe și Eugenia. Bărănescu Vasile și Iuliana. Călin, Lucian și Mariana. Turmacu, Nicolae și Sandar. Niculescu, Constantin și Irina. Praburgescu, Ion și Puișoara. Dima, Iulian și Stela. Preda Constantin Ceală. Mocanu Irine și Mariana. Pascariu Gheorghe și Titora. Oprescu Gheorghe și Maria. Stanciu Nicolae și Cornelia.
Vă văd Gheanu, Ion și Viorica. Stancă, Valentin și Rada. Gheanu, Gheorghe și Caterina. Borbeni, Constantin și Ioana. Georgescu, Stelea și Maria. Tone, Teodor și Gheorghita. Dobrescu, Daniel și Paulina. Brăzescu, Nicolae și Constantina. Duță, Constantin și Vasilica. Bordel, Constantin și Elena. Turcu, Mihai și Maria. Răgădău, Mihai și Ivan și Rodica. Dumitru, Pătru și Aurelia. Marin, Corneliu și Ecaterina. Vasile, Gheorghe și Victoria, Gheorghița. Nițu, Valeriu și Florica. Nițu. Simion, Damian și Elena. Santu, Virgilă și Elena. Deaconescu, Dumitru și Anișoara. Urc, Urcior, Ion și Gheorghița. Chirca, Petre și Elena. Cojocaru, Gheorghe și Ileana Esmeralda. Voinea, Gheorghe și Elena Maria. Vă rog să vă ocupă de șapale. Până așa, stați jos, să vin vedeți la dumneavoastră. Să-ți facă cealaltă, să-ți facă. Să-ți facă.
la mulți ani. Și fericire, în acești ani am învățat lecții frumoase de viață, suntem de admirat. Pentru mine, acest eveniment sărbătorit în acest loc reprezintă o coincidență binecuvântată. Din cei 50 de ani de conviețuire alături de soțul meu, 30 i-am petrecut cu pasiune și dormire pentru meseria de profesor în acest sanctuar al culturii bâlcene, Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Aici am avut parte de o pleiadă de colegi deosebiți, de satisfacții profesionale, de sute de elevi minunați, între ei aflându-se copiii și nepoții mei, dar și alți doi, Cristina și Vlad, de care mi-amintesc cu mult drag, dar și de părinții lor, care au știut să-i crească și să-i educe frumos. Vă mulțumesc, domnule primar, că azi vă aflați alături de noi. Iar sărbătoriților de azi le urez. Să plouă încet deasupra voastră cu picături de fericire, să vă fie visul un spor de împlinire, povara vieții să vă fie car cu sănătate, să vă fie sufletul scăldat în stropi de bunătate. Să aveți oricând în drumul vostru un soare zâmbitor, să aveți alături chipuri dragi și un înger păzitor. La mulți ani! Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru Comunitatea Bâlceană și vă mulțumesc tuturor pentru că toți dintre dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, a spus o cărămidă la dezvoltarea Râmnicului. Să-i mulțumim pe toți, nu vor reuși niciodată, dar trebuie să avem doar conștiința că ceea ce facem, facem folosul comunității. Așa cum dumneavoastră ați contribuit fiecare la dezvoltarea Râmnicului, sunt convins că nu există om din sală care să nu fi contribuit cu bucățică la dezvoltarea Râmnicului. Vă mulțumesc din suflet și vreau să vă asigur că, în continuare, voi face tot ceea ce este omenește posibil ca în Râmnicul cu Vâlcea să ne simțim ca acasă, să ne simțim bine. La mulți ani și tot bine de lume, vă doresc!